Martie 1977. Are loc un mic sfârșit al lumii. La 4 luni distanță, Ceaușescu organizează o ședință de urgență și ordonă sistarea lucrărilor de consolidare la clădirile afectate de cutremur. În acest episod explorăm sala în care s-a desfășurat ședința criminală din 4 iulie 1977. Asta e tava. Uite ce frumusețe. Ia să vedem la scaune. Am înțeles că mai sunt câteva care mai au butoanele pentru votare. Ia uite, am găsit. Iată-le aici. Deci aveam prezent, da, nu abținere. Proiectată în 1967 de arhitectul Cezar Lăzărescu, ca o anexă a CC al PCR, sala Omnia a găzduit de-a lungul timpului Senatul României, Teatrul de Operetă Ion Dacian, iar pe viitor aici va funcționa Centrul Național al Dansului București. Cireașa de pe tort este fără îndoială tavanul în formă de fagure, ce amintește de decorurile SF-urilor din anii 70, care au revenit acum la mod în designul interior, împachetate sub eticheta retrofuturismului. Lambriurile astea, da, sunt ceva de vis. Așa și cu motivele astea. Așa. Cochetând puțin motivele tradiționale, știi? Exact. Mai protocroniste. Uite, aici era stema. Și aici a fost stema, da. Ia să vedem, să luminez până sus. Oh. Da. Asta este pasajul, da. Asta ducea spre Ministerul de Interne. Iulie 1977. Ceaușescu convoacă o ședință halucinantă în care ordonă sistarea lucrărilor de consolidare la clădirile afectate de cutremur. Peste ani avea să se afle că motivul fusese acela de a folosi toate resursele în construirea Casei Poporului. Singura conștiință care îndrăznește să se opună deciziei dictatorului este cea a inginerului Gheorghe Ursu. Având o bogată experiență în lucrări de rezistență, Ursu fusese numit șef al proiectului de consolidare al blocului Aro, deci știa foarte bine ce cutia Pandorei se pregătea Ceaușescu să deschidă. Încercând să creeze o oarecare presiune internațională asupra dictatorului pentru a se relua unele consolidări, Gheorghe Ursu scrie o scrisoare și reușește să o trimită către Europa Liberă. Scrisoarea este citită pe post în 1979, la 2 ani după cutremur. Urmează arestarea inginerului în 1985 și uciderea sa în bătaie în arestul miliției la Ordinul Securității. 4 iulie 2023. În Alta Curte de Casație și Justiție amână pronunțarea deciziei definitive în dosarul uciderii dizidentului Gheorghe Ursu. Noul termen este stabilit pentru 27 iulie. Asta se duce, practic, e o... Ia, de puțin. Se duce prin spatele scenei, nu? Exact. E fa un pasaj micuț. Acolo sunt niște conducte, nu cred că se mai lățește pe undeva. Las.
să se ducă în altă parte? Nu, no. Pe o latură a clădirii pornesc niște trepte ce dau spre mai multe încăperi care au fost folosite în ultimii ani ca spații expoziționale. Ajungem și la fosta garderobă, unde încă mai există numerele cuierelor. Ce vedeți aici, semănând cu niște uriașe piese de șah, sunt elemente decorative care împodobeau cândva holul monumental. Explorarea noastră durează puțin. Nu artefactele sunt punctul forte al sălii Omnia, ci amprenta unei metafore a puterii socialiste. O clădire construită nu dintr-un raționament organizatoric pentru cadrele de partid, ci pentru a induce ceaușismului o grandoare monarhică.